Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi putea suferi? Și l-a certat Iisus și a ieșit dracul din trânsul și s-a vindecat copilul în ceasul acela. Matei, capitolul 17. Iubiți credincioși, deși bunul Dumnezeu este cu adevărat bun și cu adevărat blând și îndelung răbdător, îndurător, iertător, îngăduitor și mult milostiv, totuși, în câteva locuri din Sfânta Scriptură, din Sfintele Evanghelii și din Evanghelia de astăzi, îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos altfel. Îl vedem pedepsind pe Lucifer, pe Adam și Eva, pe David, pe cei din Sodoma și Gomora, pe cei din vremea potopului și pe alții în Vechiul Testament. Tot așa, la un moment dat, bunul Dumnezeu, nu este greșit spus, care este închinat în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, în Sfânta Evanghelie, deci a doua persoană a Dumnezeirii, Iisus, umblă cu un bici de funii prin biserică și foarte supărată răstoarnă mesele zarafilor și a schimbătorilor de bani din templu și îi ceartă rău de tot, spunându-le: hoți, și că a făcut casă lui Dumnezeu peșteră de tâlhar. Altădată, pe unul dintre apostoli cei mai iubiți îl face satană și îi zice: înapoi a mea, că sminteală mi-ești. În alte rânduri, Domnul, mâhnit la culme și cu lacrimi în ochi și plin de indignare, îi face pe cei din jurul său nebuni și orbi. Călăuze oarbe orbilor, morminte văruite. Cu alte ocazii, în alte predici, pe cei ce l-ascultau, îi înferează cu extrem de dureroasele cuvinte: vai vouă fățarnicilor, fariseilor fățarnici, și le spune așa de nu știu câte ori, le repete de mai multe ori: fățarnicilor, fățarnicilor, ca să le intre bine în cap. Nu mai departe decât duminica trecută, l-am auzit pe Mântuitorul Iisus Hristos, mostrându-l pe unul dintre ucenicii săi, făcându-l nu fățarnic, ci puțin credincios și îndoielnic, neîncrezător. Iar astăzi, în Evanghelia care s-a rostit Domnul Iisus Hristos, văzând atâția îndrăciți în jurul său, atâția împotrivitori pe lângă el, strigă cu durere mare: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi putea suferi?
Chiar tatăl copilului, probabil vă amintiți din Evanghelie, are o doză de necredință și de îndoială și îl întreabă pe Domnul, dacă pot ceva, ajută-mă. Dacă pot, oare nu putea Dumnezeu? Nu se potrivește ceea ce a spus omul în Evanghelia de astăzi cu alte situații când și Mântuitorul se miră de credința unor așa zice, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Deci văzând Domnul Iisus Hristos atâta lipsă de credință și bineștiind de mai departe ce îi vor face chiar apostolii lui, că unul va vinde pe 30 de bani, altul se va lepăda de el cu jurământ de 3 ori. Doi dintre ei voiau să fie stâlpi, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Până la urmă de frică toți îl vor părăsi în afară de Ioan, apostolul iubirii. Văzând deci atâta nesăbuință și atâta nerecunoștință, omenește vorbind, nu mai poate răbda Mântuitorul, explodează și adresează tuturor o mustrare foarte severă și foarte dureroasă. O neam necredincios și îndrăznic, până când voi fi cu voi, până când vă voi putea suferi? În altă parte, în altă Evanghelie, zice, o neam prea curvat și păcătos. Și într-adevăr, viți credincioși, ne mirăm și noi cum n-au simțit iubirea lui Dumnezeu, cum au uitat ei toți acești apostoli și toți acești vindecați, frați și surori, ce-or fi fost ei, toate minunile la care puseseră martori, minuni care se făcuseră cu ei, oare nu vedeau pe Domnul Iisus Hristos care vindeca și vindeca atâția bolnavi de toate bolile, sângeră, ologi, țapi, leproși, surzi, muți, amviat pe mai mulți la rând, îi hrănise de mai multe ori pe câte 20.000 de oameni. Pătorise furtunile, mersese pe apă, se schimbase la față, înaintea lor, adică și arătase dumnezeirea sa și slava sa atât cât poate omul să cuprindă. Pe la Botez și pe Tabor auziseră toți pe Tatăl Ceresc care le spusese, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acestea să-L ascultați. Izbăviți pe o grămadă de îndrăciți, scosese hergelii de dragi din ei și îi băgase prin porci și prin iad. Deci cum puteau fi atât de necredincioși? Iubiți credincioși, durerea mare este că situația se întinde și se repetă și cu noi cei de astăzi. Cred că și pe noi ne-ar scoate Bunul Dumnezeu cu biciul de prin biserici și de prin mănăstiri și de pe unde mai umblăm, când ne vede cât de răi suntem, cât de vicleni, cât de falși și cât de prefăcuți, vulpi, vânzători
fățarnici, necredincioși și așa mai departe. Și nouă ni se adresează Mântuitorul cu astfele cuvinte: nebunilor și orbilor, morminte văruite ce sunteți, pui de năpârci șerpi, farisei fățarnici și tâlhari. Câți credincioși vin la mănăstire să spovedesc de 10-15 ani și s-au spovedit și prin alte părți, pe la alte mănăstiri, și acum se duc la vorbitori cu morții, la ghicitori, la vrăjitori, făcând sminteală mare în jurul lor, care în obștile lor, care i-au văzut spovedindu-se și mergând pe la mănăstiri și împărtășindu-se, câți fiind și sfinții duhovnicești nu primesc iertare de păcate prin duhovnici și sfaturi bune și mântuitoare și mângâitoare și smeritoare, și ele se întorc ca bumerangul și devin iude și îndărărnici și obraznici și răstignitori. Și cum spune Sfântul Simeon, noul teolog, v-am citit câteva fragmente, parcă duminica trecută, zice: dacă îl mustri pe cineva să se îndrepte, acela te-ar mânca precum câinii și precum lupii. Sfinții părinți spun că foarte mulți din cei pe care i-a hrănit Mântuitorul Iisus Hristos și pe care i-a vindecat și pe care i-a iertat și i-a alintat și i-a alinat la vremea răstignirii, loveau cu cule și cu scuipați și cu fel de fel de săgeți dureroase în cine? În păstorul lor, în vindecătorul lor, în tatăl lor, în mântuitorul lor, în Dumnezeul lor. Interesant este și faptul că Sfântul Apostol Ioan la capitolul 2, versetul 23, în Evanghelia sa, scrie că Mântuitorul nu s-a lăsat amăgit niciodată de învulzelile mulțimilor, de care avea parte peste tot, și de plecăciunile lor. Și fiți foarte atenți, iubiți credincioși, mai departe, pentru că e pentru noi. Așa se face că Sfântul Ioan Teologul notează la un moment dat că după oarecare minune a Mântuitorului, mulți au crezut în numele Lui. Da, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ține neapărat să adauge: Iisus însă nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și pentru că nu avea nevoie să mărturisească cineva despre om, că cel însuși cunoștea ce este în om, fățărnicie și răutate. Tot de aceea Sfântul Marcu la capitolul 20 zice: mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Sau nu tot cel ce zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu? Nu toți cei de prin biserici și de prin mănăstiri se vor mântui? Și de aceea mulți vor auzi la
judecată grozavele cuvinte, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolilor și slujitorilor lui. Pentru că pe pământ ați fost plin de mândrie, plin de răutate, plin de nerecunoștință, plin de prefăcătorie, plin de dușmănie, plin de lăcomie, de lene și așa mai departe. Și toate acestea pentru că oamenii, indiferent cine ar fi ei, nu toți suferă cuvântul lui Dumnezeu. Nu suportă cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc de mustrare în numele lui Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos le-a răspuns odată ucenicilor, zice, oare nu v-am ales eu pe voi? Repet, sunt cuvintele Mântuitorului. Oare nu v-am ales eu pe voi? Și unul dintre voi este drac. Iubiți credincioși, ca să-i dau o garanție mai mare cuvântului duhovnicesc de astăzi, cred că e bine să vă spun că majoritatea revărsărilor de gând, majoritatea adevărurilor, majoritatea ideilor sunt luate dintr-o predică a înaltului Sfântului Bartolomeu, cuvântare foarte actuală, foarte verticală, cuvântare care are și un titlu, îi zice, un duh perfid răstoarnă valorile. Și această perfidie diavolească este personalizată într-un fel de Iudă diavol, pentru că, din nefericire, Iuda nu este numai un personaj negativ dintr-un singur moment istoric de acum 2000 de ani, ci este și un personaj al istoriei de după el, al istoriei de 2000 de ani, un personaj multiplicat peste tot ca un balaur cu mai multe capete, înfățișat în expresia sărutării care ascunde ceva. Sărutare care acoperă ceva. Sărutare care camuflează ceva. Ce anume? Trădare. Aceasta ne fiind altceva decât lumea din jur, frații mincinoși, fiii prefăcuți, societatea actuală, obștile noastre. Și ne atrage atenția în al preasfințitul Bartolomeu și ne spune ca să fim atenți tot că printre noi se instalează încetul cu încetul un duh perfid care pervertește chiar limbajul oamenilor sau începând de la limbajul oamenilor. Astfel încât peste foarte puțin timp, pruncii, copii, elevi, tinereți, nu vor mai ști să zică în casă sau afară, sărut mâna. Nu vor mai ști să zică bună ziua. Nu vor mai ști să zică Bogda proste. Sau te rog. Sau iartă-mă. Și deja sunt înlocuite aceste
cuvinte prea frumoase și prea folositoare cu altele. Voi începe cu câteva simple. Scuză-mă! Pardon! Mulțumesc! Hai noroc! Mișto! Hai sictir! Nașpa! Nașparliu! Du-te naivii! Ceea ce înseamnă un limbaj pervertit. Așa începe anormal să devină normal, viciul devine virtute, minciuna devine adevăr, furtul inteligent devine profesie onorabilă, cămătăria este egal cu slujba de stat, sodomia se cheamă orientare comportamentală, ziaristica este egal cu bârfa, calomnia și grăirea de rău, vă amintiți de Tanacul și de alte Tanacuri, muzica manelită, bubuită, aricească și rocherită, uciderea de copii trece drept planning familiar, cuvintele prea frumoase precum prietenie, prietene, prietenă, sunt egale în zilele noastre cu curvă și curvar. Iubirea înseamnă pentru mulți desprânare. Pervertirea tineretului se intitulează program de sănătate antisida. Crimele ingineriei genetice se fac în numele vindecărilor miraculoase, dar cu dracu. Prostituția se legitimează prin libertatea femeii de a face ce vrea cu propriul său trup. Tâmpirea minții se realizează prin vrăjde, scântece, yoga, radiestezie, zodii, horoscoape, meditații transcendentale. Mântuirea se face prin reîncarnare, Doamne ferește. Sărăcirea sufletului prin globalizare. Invadarea unor țări ca Irakul se cheamă război preventiv, salvator al omenirii. Terorismul își spune război sfânt, lăcomia se numește credit bancar, pomana politică cu înțeles și cu interes în alegeri devine act de caritate și de milostenie și așa mai departe, spune în alt presimțitul Bartolomeu. Concubinajele nu mai sunt păcate, ci căsătorii de probă. Căsătoriile fetelor cu străini, cu turci, cu tătari și cu tot felul de păgâni se cheamă realizări, împliniri, ne-am împlinit. Medicamentele, dacă cumva te liniștesc într-o parte, îți deschid alte trei răni prin alte organe. Produsele din comerț te omoară cu zile, te duci să cumperi hrană și cumperi moarte. A fost întrebat cineva care producea bucate, hrană pentru oameni, un patron care amesteca hrana sănătoasă a oamenilor cu multe urăciuni și nemernicii să-i iasă bani.
Și a fost prins și îl întreabă cel care îl intervieva, zice, de ce faci lucrurile acestea? Nu te mustră conștiința, n-ai conștiință. Și zice omul, dacă oamenilor le place să mănânce balegă, eu le dau. Patronul a zis, mai uite, eu nu-mi permit. Deci, vezi că dincioși, Iuda, diavolul, se preumblă neștingherit prin societate, prin istoria omenirii, dar și printre creștini. Isprava lui cea mai mare este că dintr-o singură biserică a făcut mai multe, din mai multe a făcut o puzderie, prin lăcomie, prin invidie, prin mândrie, prin mențiune, prin orgoliu și prin prostie. Înainte se zicea foarte frumos că unde sunt doi sau trei, acolo este și Hristos, doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu, acolo este și Hristos între ei. Acum unde sunt doi adunați, dracu-i șef și unde trei nici dracu nu mai trebuie. Diavolul Iuda se adaptează ușor, când cu una, când cu alta, când cu tata, când cu mama. Diavolul și-a rafinat metodele, lucrează noapte la lumina becurilor și a neoanele și comunică prin undele radio. Diavolul este ecumenist convins. Când nu vine cu sabia și cu arcanul și cu armele să te reîncreștineze precum catolicii și cruciații, tu fiind creștin ortodox din pântecele Maicii tale, atunci lucrează pe furiș. Când nu lucrează pe furiș, te invită la dialog frățesc. Călugărilor li se cere legitimație. Dacă e refuz sau dacă te aperi, te pomenește arătat cu degetul, ca intolerant, retrograd, puținel la minte sau nebun de-a binelea, judecat, osândit, pedepsit, cu cătușe, anihilat, scos din uz, marginalizat, înfierat, omorât, valabilă fiind de aici cuvântarea Sfinților, că vor veni timpuri, au mai fost, și vor veni timpuri, când toți cei care te vor ucide, vor zice că aduc slujbă lui Dumnezeu. Diavolul spune mai departe, înalt preasfințitul Bartolomeu, știe foarte bine Biblia. Are studii universitare, este un excelent teolog, vorbește limbi străine. El știe că fratele Iscariotean, dacă ar fi avut curăție, dacă ar fi avut simplitate, dacă ar fi avut smerenie și dacă ar fi avut ascultare, ar fi putut scrie o evanghelie tot atât de bună ca lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și totuși a scris și el ceva. A scris însă după sărutul pervers și după spânzurătoare.
Diavolul Iuda printre semeni, printre colegi, printre frați, printre surori, printre călugări, printre mireni, dezvoltă instinctul dezbinării, deși folosește cuvinte mari, cuvinte pompoase ca dragoste, unire, mântuire. Cineva de curând era într-o ceartă urâtă cu o altă persoană și am înlemnit pur și simplu când inconștientă parcă zicea că e lipsă de dragoste și de alte virtuți creștinești. Inconștient. În sfârșit, încheie în alt preasfințitul Bartolomeu, Iuda, diavolul, abordează semenul, duhovnicul, fratele, sora, aproapele, cu grația cobrei, care, întâlnind o viperă în junglă, o invită la un fel de dans fascinant, amețitor, pe durata căruia își calculează cu precizie ce? Secunda mușcăturii mortale. Diavolul, prin perfidie, îți mută mintea de la Dumnezeu, de la Maica Domnului, de la Sfinți, de la rai, la alte raiuri, la raiul american, de exemplu, sau la cel european, deși marele nostru gânditor creștin Petre Tuțea spunea acum câteva zeci de ani că americanii, în marea lor majoritate, pentru că și-au pierdut credința, sunt un fel de roboți sau animale care dorm în pat. Și care nu fac altceva decât să provoace frică, haos și dezordine pe planetă. Iar acest nou imperiu diavolesc care se cheamă Uniunea Europeană, atât de mediatizat și atât de dorit de unii, nu este altceva decât noua ordine mondială, însă o ordine fără Dumnezeu, o ordine care are un plan anticristic de desacralizare a omului, de îndrăcire a lui. Apropo de Evanghelia de astăzi, cu voia liberă a lui, plan de control permanent, oricând, oricum și oriunde, asupra noastră. Această nouă ordine, în ghilimele, spune că totul trebuie reînviat și remodelat, chiar și religia, dar nu prin Dumnezeu, ci prin imoralitate, adică temeluit pe Satana însuși. Această nouă ordine mondială subjugă omenirea diavolului, iar soarta tuturor oamenilor o dă în mâinile unor păgâni, unui grup restrâns de elite super bogate, oameni fără scrupule, oameni fără conștiință, masoni sau mai puțin masoni, care vor exploata viitoarea societate mondială conform propriilor lor interese, dând lumii pâine cu țărăita și circ cu nemiluita. Printre circurile acestea, lăfăindu-se desfrânarea. Desfrânarea e pe primul loc, pentru că această nouă ordine mondială a dezvoltat în zilele noastre
o adevărată industrie a pornografiei, care se lăfuie pe la toate colțurile, pe la toate casele, pe toate străzile, pe toți pereții tinerilor din camerele lor, prin toate ziarele, prin toate jurnalele, prin toate televiziunile, prin toate școlile, liceele și prin toate discotecile, pe toate plajele și prin biserici uneori. A doua patimă este dorința de a avuție, progresul, știința fără Dumnezeu, lăcomia, banul, dolarul și euroul. Sfântul Apostol Pavel zicea acum 2000 de ani foarte frumos și foarte interesant. Zice, mie a viețui îmi este Hristos, iar a muri dobândă cu Hristos. Omul contemporan ori nu mai vede moartea, gândindu-se că trăiește cel puțin 1000 de ani, ori dacă o vede pe moarte, o vede ca reîncarnare, sinucidere, eutanasie și așa mai departe, sau evaporare, trecere în neființă. Ori ca să nu mai moară, se chinuie săracul și descoperă tot felul de elixiruri ale nemuririi prin medicamente, operații estetice, pomezi, văzruieli, unsori, mască de seară, masca de dimineață, de prânz. Știți dumneavoastră, în special femeile. Și așa ajunge să inventeze omul nenumărate grozăvii minciuni, păcălele, păcate, nefiind în stare săracul om să dezlege nici măcar una singură din cele însemnate de Dumnezeu spre folosul întregului neam omenesc, mântuirea. Voia lui Dumnezeu. Depărtându-se de Hristos, omul și-a creat proprii Dumnezeu. Toți aceștia, toate aceste nenorociri enumerate până acum, sunt Dumnezei. Însă prima poruncă zice să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine, nici să te închini lor. Pentru că sunt Dumnezei falși, prin care omul vrea să se mântuiască, vrea să se întărească, vrea să se elibereze de chinuri și de spaime. Omul se străduiește din răz puteri să scape de Dumnezeul Dumnezeu și prin știință, și prin filozofie, prin cultură, prin artă și prin industrie și prin tehnică și prin medicină scornește mereu urăciuni, să-și lungească viața cât mai mult, să învieze cu șocuri electrice, să se revigoreze, să se tonifice, să nu facă riduri, să nu se vadă barba și sărate, să nu se observe părul alb și se vopsește cu roșu și cu negru, cu galben și cu verde. Se văruiește, se unge. Omul actual este naiv, este un naiv, grozav de naiv. Atunci când în necredința lui în Dumnezeu și în dorul lui de nemurire aleargă la slujitorii diavolului,
la horoscope, să vedeți dumneavoastră, orice publicație. Nu există publicație și formula asta e îndiabolită. Mai bagă ei pe acolo și câte un sfânt părinte, câte un ce, o biserică, dar e nelepsită. Zodia și horoscopul. Zodii, la ghicitori, la vrăjitori, la paranormal. Toate acestea, unele consideră progres. O fi un progres, însă fără Dumnezeu. Un progres în jos. Progresul fără Dumnezeu e moarte vremelnică și veșnică, iubiți credincioși. Progresul, știința fără Dumnezeu e minciună, e politică, războaie, boli, stres, droguri, mântrie, tutun, păcate, lăcomie, avorturi, nesimțire, egoism, moarte. Deci un blestemat de progres în moara morții. E un citat de undeva foarte adevărat. Un blestemat de progres în moara morții. Pentru omul credincios însă nemurirea e altceva. Pentru omul credincios nemurirea este o necesitate. Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Deci și nemurirea. Ori de mâncat, ori de beți, ori altceva de face, toate spre slavă lui Dumnezeu să le face. Ca să fiți vii în vecii vecilor. Cel ce crede în mine, zice Mântuitorul, chiar de va muri, viu va fi. Deci scopul omului creștin este învierea împreună cu Hristos, numai prin Hristos și pentru Hristos. Omul contemporan nu mai are înviere, nu mai are post, o vi veni de-l pe la Paște. Cu o lumânare în mână, stă 5 minute până zice preotul, veniți de luat lumină și fuge să nu se ia sfinții după el. Omul contemporan suferă postul, rugăciunea e pierdere de timp pentru el. Inteligența e totul, inteligența prin viclenie. Inteligența stăpânită de știință, plăcerea, sacrul amestecat în dezordine cu profanul, întâmplarea și norocul sunt la bază. Înșelăciunile, perfidiile și petrecerea viclenilor pe seama proștilor. Alt citat foarte adevărat dintr-o publicație ortodoxă. Bineînțeles că nici monahismul nu este prea departe de un cataclism. Monahismul este slăbănogit, tare, nu trebuie să vă mirați, nu trebuie să vă speriați, nu trebuie să vă smintiți. Sfinții părinți prorocesc că în vremurile din urmă călugării vor ajunge ca mirenii și mirenii ca mai tare. Cu rare excepție. Din ce în ce mai rare excepție. Canoanele Sfintelor Sinoade, inspirate prin Duhul Sfânt, sunt considerate gunoaie, greoaie,
depășite, ruginite, vechituri, antice, vechi și de demult, netrebnice, nefolositoare, frâne împotriva progresului. Din cauza îndărătniciei, a limbuției, a mândriei, ascultarea, smerenia, simplitatea, răbdarea, cumințenia, asceza sunt neglijate, marginalizate, desfințate, la bază fiind acum voia proprie, voia capului meu fără consilii, fără sfătuitori, fără disciplină, fără ordine, fără mustrări, fără observații, fără sens, fără esență, fără vlagă, fără mântuire. Și de mântuială totul. Totul se rezolvă de la sine. Mă uitam de curând nu prea am eu timp, dar s-a întâmplat care se cheamă Anastasia. Unde erau destule pilde de smerenie profundă, de înțelepciune creștină, de jertfă pentru aproapele, de sacrificiu, de bunătate, de eroism, chiar duhovnicesc. Cele cu care eram, și ne uitam, n-au văzut nimic din toate acestea, decât că un bărbat, soțul, se ridica în picioare când vorbea femeia. Asta i-a plăcut tare mult. Atât. E o mare înșelare, în răire, lipsă a măsurii, lipsă a cumințenii, pentru că cel care se ridicase înaintea femeii, este vorba despre țarul Rusiei, în același timp o înșela cu amante grămadă și toate aceste debusolări și dereglări și nebunii sunt pentru că nu înțelegem ce vrea Bunul Dumnezeu de la noi. În primul rând, din cauza creșterii proaste de la cei 6-7 anișori de la casele noastre, în care, în multe case, e Satan, beția, tutunul, drăcuiturile, morțăiturile, naiba, curvia, cearta, hoția și așa mai departe. Li se oferă copiilor încă de când aceștia încep să gângurească, li se oferă vedenii spurcate, educație sexuală, imoralități. Am primit acum câteva luni o carte de la părintele, de la un, n-am voie să spun, era doamne, era să spun, de la un părinte, n-am voie să spun numele, deocamdată. Pentru copii de 6-7 anișori cu educație sexuală. Pe vremea mea, când eram în armată, se spunea că tineretul s-a stricat, deci acum vreo 20 de ani. Se spunea că tineretul s-a stricat în armată. Sau l-a stricat anturajul, l-a stricat colegii de serviciu. Astăzi se spune, l-au stricat elevii de la școală sau de la liceu, sau cei din fața blocului. Este că se spune așa.
Mâine vom spune s-a stricat la grădiniță, la cămin sau la creșă. Poimâine nu se va mai spune nimic pentru că nu va mai fi cine să spună. Părinții și bunicii, nefiind alții decât cei care s-au stricat în armată, la servici, la școală, în fața blocului sau la grădiniță. Și așa vedem cum stăpânitorul veacului acestuia este Satana și mai vedem că ne convine la mulți, la prea mulți, urăciunea aceasta negâdilă, ne complacem în ea, dar să ne ferească Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului pe toți și să ne lipim de Bunul Dumnezeu care a văzut și în Sfânta Evanghelie de astăzi, a scos dracul din om. Iubiți credincioși, și închei cuvântul de astăzi rugându-vă să faceți tot posibilul să nu treceți pe lângă mântuirea dumneavoastră înșelați, fățarnici, vicleni, ușor, amestecați, înrăiți și îndrăgiți. Faceți orice numai să ne auziți cuvintele de foc ale Domnului, o neam necredincios și prea curvat, până când vă voi putea suferi. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Iubiți frați și surori, Domnul Hristos ni se oferă întotdeauna, așa cum am spus la început, ca cel bun, ca cel drept, ca cel puternic, ca Tatăl nostru. Și noi de foarte multe ori trecem pe lângă El, fluturând păcate și fluierând. Nu-L înțelegem, nu ne-L însușim pe Dumnezeu, nu ne-L încorporăm. Nu ne-L facem al nostru, comoara noastră, averea noastră, viața noastră, respirația noastră, hrana noastră, iubirea noastră. Nu ne-L facem tot al nostru. Și de aceea nu ne putem schimba în bine. De aceea nu ne putem îndumnezei, cuvânt mare de tot. De aceea nu ne facem Hristoși, ci Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și antichriști. De aceea pe o carte sfântă apărută recent stă scris, mare diferență este astăzi între creștini și creștinism. Înțelegeți, dar, iubiți frați și surori, că destinul nostru este Hristos. Cu Hristos, în Hristos și nu cu un diabolic, nu cu răi, nu cu vicleni. Încă un lucru și cu asta închei. Când zice Tatăl nostru, să fiți atenți și să nu ziceți cine izbăvește, când încheia, să nu ziceți cine izbăvește cel rău. Că de cel rău te izbăvești și tu. Îl vezi rău și fugi de el, te dai la o parte, îl ocolești, te ascunzi. Să ziceți cine izbăvește de cel viclean. Că de cei vicleni, rar de tot, te pot izbăvi. Numai Dumnezeu din cer. Destinul nostru este să ne transfigurăm, să ne metamorfozăm ca omida care devine fluture. Să devenim nu purtători de dragi,
ci Hristofor, purtător de Hristos, așa cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel undeva, foarte frumos zice, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și aici, în biserică, are loc prefacerea, în smerenia bisericii. Însă, nu are loc nicio prefacere în bine, dacă ne facem fiecare de cap cum vrem, dacă nu credem drept, dacă nu ne smerim. Aici, în laboratorul bisericii, se produce totul și în Hristos. Aici, în taina spovedanii, ce atât de neglijată și a împărtășanii. Și mulți dintre dumneavoastră puteți fi martori și altora să spuneți cât bine v-a făcut Domnul. Ce bucurie ați simțit la prima spovedanie, de exemplu, sau după o împărtășare. Sau la o liturghie trăită, simplă, sau la o rugăciune înlăcrimată, sau citind într-o carte sfântă, sau făcând un bine, o milostenie cuiva, sau zicând Doamne Iisuse, pentru că trebuie să fiți mărturisitori ai lui Hristos atât cât trăiți pe pământ, nu martori mincinoși. Nu creștini părâți, nu creștini numai cu numele și cu botezul, nu împăiați, ci vii, nu superior, ci smeriți, activi, lucrători, ostenitori, ascultători, pașnici, răbdători, senini. Femeile înfățișând podoaba Duhului blând și liniștit, curate, simple, nu cătrănite, nu dușmănoase, nu artădoase, nu cotoroase, nu îmbelciugate, nu văruite. Bărbații așezire arătând demnitatea unui ostaș al lui Hristos. Sunt cuvintele Sfintei Scripturi puțin actualizate. Bătrânii să fie învățători, nu de prostii, nu de moșmoane, nu de vrăji, nu de obiceiuri nesănătoase, ci de viață plină de înțelepciune dumnezeiască. Tinerii să fie ascultători, înfrânați, cu bun simț, cu bună ziua, cu sărmâna, cu rușine sfântă în ei, cu Hristos în ei. Și așa cu toții să ne lucrăm mântuirea cu timp și fără timp, noaptea și ziua, pe ascuns și la arătare, ca să fim și aici și în vecii vecilor cu Domnul Hristos, cu Maicuța Domnului și cu toți bineplăcuții lui Dumnezeu, în bucuria bucuriilor și în raiul Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.